Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video. Nu am nimic aici. Astăzi o să facem tortilla, așa că o să trebuiască să mergem să cumpărăm ingredientele. O să merg la Lidl, nu este nicio sponsorizare, așa că dacă vreți Lidl, sponsorizați-mă. De acolo o să găsiți toate ingredientele. Așa că hai să-i dăm bătaie, mergem după cumpărături și revenim după aia. Am ajuns și de la cumpărături, am cumpărat lipie, este foarte bună pentru tortilla, niște brânză Philadelphia, un ardei roșu, o roată de cașcaval, ketchupul este ketchup de casă, deci nu l-am cumpărat, e făcut acasă bio. Și avem aici niște mușchi de porc și niște șuncă de Praga. Astea noi am găsit la Lidl feliate. Nu au mai fost, am fost spre seară la cumpărături, așa că le-am luat dintr-un magazin și o să le feliem noi. Începem cu ele. La tortilla puteți să folosiți orice vreți voi. Nu-i neapărat să folosiți ingredientele pe care le folosesc eu. E foarte simplu de făcut, așa că o să vă descurcați și voi. Uitați aici mușchi de porc. Puteți să folosiți orice mezele vreți și salam de oaie, ce vreți voi, ce vă place. Cred că o să ajungă că nu fac numai două porții, nu punem noi prea multă carne, că ne îngrășăm, dacă știți ce zic. La fel și cu șungurița. Un ardei roșu. Tăiem prima dată fâșii. Apoi rondele micuțe. Lăsăm aici deoparte. Am dat foc la aragaz, bine, nu la aragaz să bubuie, am dat la prinzător, la arzător. Punem o tigaie grill, fără ulei, fără nimic, așa goluț, lăsăm să se încălzească, desfacem lipiile. Thank you.
Bine, mă prostesc eu că nu, ce să faci? Avem nevoie de două, restul le putem pune deoparte. De pe ea în tigaie și lăsăm puțin să se încălzească. Așa o să facem și cu cealaltă. Până una alta mai pregătim o linguriță, o furculiță. Focul puțin mai tare. O să mai avem nevoie după aia de tigaie grill să o să... limba română rea. Să prăjim puțin după aia tortilia. Până la urmă ce conține o bucată de pâine, adică mai precis o felie de lipie și în ea o împărțim în patru și puneți fiecare ce vreți. Puteți să puneți, cum v-am zis, orice mezel doriți voi, ce sosuri vreți, puteți să puneți salsa, puteți să puneți, nu știu, ketchup de ardei iurte, cumpărat, ce vă place vouă. Mai lăsăm puțin să se încălzească. La fel facem și cu asta, la altă o punem. Facem un semn, adică o tăiem cu cuțitul, pe la jumătate. Și tot așa tăietura să vină până la jumătate. Apoi o să împăturăm, uite așa, uite așa și uite așa. Și înăuntru o să conțină compoziția, apoi la mâncărică. Punem pe prima bucată ketchup. V-am zis, ketchup de casă făcut de bunicuța, numai bun de mâncat. Peste radem niște cașcaval. Mai avem grijă și de lipie. Cealaltă bucată ungem cu brânzică, cremă de brânză. Bun. Punem ardeiul tăiat mărunt, sau cel puțin încercat să tai mărunt. Cealaltă bucată, mușchi de porc. Punem mai mult să fie. Și pe următoarea parte punem șunculița. Luăm și cealaltă lipie, puțin ulei, nu foarte mult, puțin. Împăturăm tortilia, una, două, 3, cât de cât, bine, și o punem la prăjit. Nu o să mai vorbesc acum atâta, știți pasul, cum trebuie să facem, o să mă grăbesc ca să pot să și o prăjesc pe aia și în același timp să o fac și pe asta, așa că urmăriți-mă.
Mirobolant. Simplă rețetuca, bună, savuroasă. Uitați. Uitați ce bine arată. Sper că focusează bine. O să fac asta așa. Între timp, puține curățenie pe aici. În toate videourile zic asta, așa că în video ăsta o să las să vedeți și ce mare, mare curățenie fac eu. O luăm frumușel. Punem în farfurie. Cealaltă să încercăm să o tăiem. Mi-am aruncat cuțitul că... Așa frumos cel, uite așa. Asta este și tortilia noastră. Sper că v-a plăcut acest video. Un video foarte, foarte simpluț. Arată mirobolant, așa că eu vă urez poftă bună, spor la lucru și ne revedem data viitoare cu un nou video. Pa, pa!